Salut și bine ați revenit la CSTEC. Claudiu sunt. Iar în acest material vreau să discutăm despre producția pe care o generează într-o zi de iarnă, într-o zi de februarie, un sistem fotovoltaic ce are 5,5 kW putere instalată. Așa că, hai să începem. Bine v-am regăsit! Fac acest material pentru că am văzut foarte multe discuții pe grupul nostru de TikTok, pe YouTube și așa mai departe, în care mulți spuneau că un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de vreo 5 kW nu prea dă randament iarna și nu produci decât 1-2 kW oră toată ziua. Și am zis, băi, greșești, m-am contrazis cu persoana respectivă și evident nu am avut cu cine pentru că el știa una, eu știam alta. Așa că am zis că trebuie să facem un material să vă arăt și vouă ce înseamnă un sistem fotovoltaic configurat corect și un sistem fotovoltaic care produce energie suficientă. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, dați-mi voi să vă spun componentele sistemului. În primul și în primul rând este un sistem hibrid care este conectat la rețea, dar nu împinge rețea. Vlad, pentru că el este posesorul sistemului, a optat pentru o baterie de Nissan Leaf, își magazinează acolo energia și o folosește noaptea. Încă nu este prosumator, dar o să devină. Sistemul are în componență 18 panouri fotovoltaice, care per total au o putere instalată de 5,5 kW. Panourile sunt orientate foarte ok, sunt orientate total spre sud, au înclinație de 45 de grade, iar afară este frig. Avem o temperatură de 4 grade pentru că suntem în luna februarie și avem soare pe tot cerul, deci nu avem cerul norat. În această zi sunt toate condițiile optime pe care un sistem fotovoltaic le îndeplinește pentru a avea o producție foarte bună. Acum, pentru cei care își pun o putere instalată de 5 kW, să zicem, și nu aveți randamentul ăsta, țineți cont de următoarele aspecte. În primul și primul rând, dacă nu aveți casa poziționată perfect spre sud, o să aveți pierdere. Dacă aveți casa care are un acoperiș, nu știu, la 30 de grade, iar o să aveți pierdere și nu o să vedeți maximul. Voi o să vă bucurați de energie în timpul verii, atunci când, într-adevăr, panourile sunt mai mult lăsate pe spate și ai soare din belșug. Dar pe iarnă voi nu o să produceți suficientă energie încât să ziceți am produs cât vara. Nu, o să produceți limitat. La Vlad, pentru că are toate condițiile optime și sistemul îl poate regla vară-iarnă, produce foarte multă energie. Haideți să vă arăt și vouă ce înseamnă așa multă energie și la ce mă refer. Hai să ne conectăm la interfața lui Vlad. Vlad, pe această cale îți transmit că ne-am conectat la interfața ta și îți spionăm sistemul fotovoltaic. Sistemul este live. Sistemul produce la ora actuală 40W, este ora 17:23 și tot mai producem 50W. Hai să mergem pe Advanced și să ne conectăm în chargerul MPPT-ul, pentru că sistemul este format dintr-un invertor, dintr-un color control și un charger MPPT-ul. Pe chargerul respectiv sunt conectate panourile, ele sunt puse câte 3 în serie și în felul ăsta avem suficientă energie la borne ca să producem foarte mult. Hai să vă arăt cum arată curba de producție, că asta vă interesează. De exemplu, puteți vedea că la ora 8, Vlad a început să producă 200W. A urcat, la ora 9:44 producea 3200W. Avem o cădere, căderea respectivă înseamnă că a intrat soarele nori, după care soarele a revenit, producția a sărit la 3800. A urcat, a coborât, iar maximul pe care l-am obținut cu acest sistem astăzi, pe data de 4/2, a fost la ora 12:44, când soarele a fost perfect perpendicular pe panouri și a îndeplinit toate condițiile. Unghi, orientare, rece afară și soare puternic. Sistemul a produs 5015W. Dintr-un sistem care are 5,5 putere instalată, a produs 90%, deci are un randament foarte mare. Dar țineți cont, randamentul acesta nu este pe toată ziua. Vă uitați pe grafic și vedeți că odată ce a trecut de ora 12, graficul nostru a început să coboare și odată cu el a început să scadă și producția. Avem o cădere de la 4000W la 400W. Asta pentru că soarele a intrat în nori. Per total, a coborât ușor, a coborât și ați văzut și voi că la ora, nu știu, 17:15 mai avem 52W producție. Hai să vedem exact acum și câtă producție a avut pe toată ziua, pentru că v-am spus, există speculații că un sistem fotovoltaic nu produce. Hai să mergem în dashboard, selectăm Today și ne uităm că acest sistem, repet, 5,5 kW putere instalată de panouri fotovoltaice puse perfect ca la carte, au produs 24 de kW oră energie. Păi măi băieți, pentru un sistem de 5,5 kW pe o zi de iarnă să produci 24 de kW oră mi se pare mai mult decât ok. Gândiți-vă că dacă am avea 30 de zile, am produce foarte, foarte mult. Dacă intră legea 1 pe 1, ai produs 24 de kW oră ziua, îi consum noaptea. Deci din punctul ăsta de vedere, eu zic că rentează și sistemul acesta funcționează corect. Este unul dintre sistemele corect montate, corect configurate, care dau un randament foarte bun. Repet, dacă nu aveți randamentul bun, țineți cont și de ceilalți factori. Orientarea casei nu e sud și e puțin mai spre vest, ai pierdut. E mai puțin spre est, ai pierdut. Nu ai panourile înclinate la 45 de grade, iarăși ai pierdut. Casa ta are 20 de grade, 25 de grade, o să ai o reducere a puterii.
Pentru cei care vor să vadă ei aceste statistici direct și să se uite permanent la ele, vă recomand să intrați pe site-ul nostru pe www.siestec.ro, iar acolo la producție PV o să vedeți mai multe sisteme fotovoltaice pe care le-am pus online. Dacă vreți să vă achiziționați componentele sistemului, v-am pus link-uri sub fiecare ca să mergeți direct să vi le achiziționați. Cam asta a fost materialul meu. Sper că ai văzut cât produce un sistem fotovoltaic, sper că ai văzut că influențează foarte mult corectitudinea și montarea sistemului și orientarea lui și sper că ai învățat că trebuie să nu vorbești foarte mult până nu te documentezi. Aviz celor care au spus că iarna un sistem de 5,5 nu produce decât 1-2 kWh. Sper că nu te-am plictisit, sper că ai stat cu mine până la final. Dă-ne un like, dă-ne un subscribe, fă share cu prietenii noștri și dacă ai întrebări, nelămuriri, comentarii, vă aștept jos în rubrica de coment. Iar dacă vreți răspunsul la întrebări, am făcut un obicei mai prost, vă răspundem pe TikTok. Sper că ai stat cu mine până la final, iar până data viitoare, numai bine!